Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Mulțumesc tuturor pentru aprecierele pe care le aveți față de mine și față de acest canal de YouTube și pentru comentariile frumoase pe care le lăsați. Și mulțumesc celor care distribuie mai departe videoclipurile mele pentru a ajunge la cât mai multe persoane. Mulțumesc tuturor! După cum puteți observa, avem două variante, varianta numărul 1 și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Iar eu, bineînțeles, voi începe cu prima variantă. Hai să vedem ce vor să ne spună cărțile de această dată pentru cei care ați ales prima variantă și voi extrage câte 5 cărți și vom vedea exact mesajul cărților pentru voi. O să cărțile mai așa. Ce se întâmplă oare cu voi? De ce să vă simțiți atât de Dezamăgite, dezamăgiți da? E o situație un pic aici mai uh, tensionată Pentru o parte dintre voi uh, Pe lângă asta este posibil chiar să și aveți uh, Destul de multe frici Poate frica de abandon, frica de sărăcie Frica de, nu știu, pierderea locului de muncă Dar există foarte, foarte multe frici Bineînțeles că este o etalare generală, nu personală Și nu vi se poate potrivi tuturor dar um, unii dintre voi văd că aveți uh, aceste frici de a pierde ceva, de a pierde persoana dragă. Aici este posibil să fie vorba despre o situație în care simțiți că persoana vă ascunde ceva, în care simțiți că are foarte multe secrete față de voi, că nu vă spune ceva. Și poate chiar vi se pare că simțiți, aveți impresia că simțiți faptul că vrea să se despartă de voi. Se poate întâmpla să simțiți că în această perioadă această persoană este mai rece, este mai distantă, este mai. cum să spun eu, ca și cum vrea să plece din, din viața voastră. Aici, ca și zodii, vorbim despre zodii cornute, berbec, taur, capricorn, dar avem și zodia gemeni, balanță, vărsător, dar bineînțeles că mai pot fi și alte zodi, nu doar acestea pe care le-am enumerat sau puteți avea ascendentul sau orice altă planetă în zodiile enumerate. Ideea este că aici, din câte văd, aveți de-a face cu o persoană mai autoritară, o persoană care dorește să dețină controlul, o persoană destul de posesivă. N-aș exclude aici, în unele uh, cazuri, ca această persoană să fie destul de uh, narcisist, narcisistă. Uh, aici văd că mai avem. Uh, inițiale de M, de N, D, S, G sau B. Da? Aici mai este posibil ca această persoană într-adevăr să fie o persoană destul de cunoscută sau o persoană care are afaceri, care are foarte multe afaceri, se ocupă de foarte multe lucruri este o persoană inteligentă, dar este acel gen de persoană care dorește să se facă lucrurile cumva în stilul său caracteristic și poate că din acest motiv voi simțiți această duritate, această răceală din partea persoanei la care voi v-ați gândit când ați ales această variantă. Aici cărțile vă recomandă să scăpați de sentimentul de neputință, să scăpați de sentimentul de frică și să acționați. De ce? Pentru că, rămânând în această stare de frică, de nesiguranță, nu veți face altceva decât să vă afundați într-o astfel de situație din ce în ce mai rău. Cu cât veți ieși, cu atât veți fi și învingători. Învingătoare, este bine să vă calculați foarte bine ce câștigați, ce pierdeți în această situație, dacă confruntați sau nu confruntați persoana. Pentru că eu, din câte văd aici, voi sunteți persoane care Până la urmă, chiar dacă ar fi să vă detașați de această persoană, nu este că lucrurile ar merge chiar atât de rău pe cât vi pe cât s-a impus. Aici cred că această persoană este și genul de persoană care impune în mod constant, ca și cum la nivel psihic, în permanență, vine nu te descurci fără mine, nu poți fără mine nu reușești fără mine și așa mai departe și atunci cumva voi aveți acest sentiment că uh, voi nu vă puteți descurca fără această persoană, dar lucrurile nu sunt chiar așa. Uh, aici se mai poate întâmpla inclusiv uh, faptul că poate ați văzut ceva pe rețelele de socializare în legătură cu această persoană și bineînțeles că nu v-a căzut bine sau că Poate chiar urmează, în perioada imediat următoare, să vedeți ceva în legătură cu această persoană pe rețelele de socializare și, bineînțeles, din nou, să nu, vă fie, să nu vă simțiți bine, să nu vă simțiți în largul vostru. Dar este bine că, stând puțin și analiz, gândind și analizând puțin lucrurile la rece, vă va veni o idee nouă. O idee care. Uh, Vă dă curaj să confruntați această persoană acolo unde este cazul, sau cel puțin să aveți o discuție amicală și calmă cu această persoană pentru a clarifica lucrurile. Pentru că aici, așa cum pot observa, cred că vorbim inclusiv despre o trădare. Această trădare nu neapărat că. Este în toate situațiile la fel, da? pentru că este o etalare generală. Dar în unele situații, da, este o trădare în sens de, de o situație de trio, pentru că mai există o altă persoană, dar bineînțeles că această trădare poate să fie și în afaceri, poate să fie faptul că v-a spus o minciună care în momentul în care aflați adevărul vă rănește și dacă v-a mințit cu ceva. Veți afla adevărul foarte curând și e clar că vă veți simți trădate, vă veți simți mințite, e ca și cum vă simțiți înjunghiate pe la spate sau înjunghiați, da? pentru că sunteți și bărbați cei care vizualizați acest videoclip dar ce mai văd aici, văd că veți reflecta dacă are sens să mai continuați această relație sau nu, dar în special dacă mai are rost să continuați fără să mai investiți. Să mai investiți poate sentimente, poate financiar și așa mai departe, indiferent despre ce investiție vorbim. Dar hai să vedem ce alte lucruri ne mai iasă în această situație? Hai să vedem ce altceva ne mai iasă aici. Dacă ne mai iasă ceva ce ascunde această persoană, de voi. Aveți grijă aici că aveți foarte multe, foarte multe frici, și cred că mai mult aici sunt gândurile voastre decât ale celelalte persoane. Deci, un pic de atenție din punctul ăsta de vedere. Aici, așa cum am spus, pot exista situații de trio în acest caz, și voi vă doriți o stabilitate cu această persoană, iar cumva vedeți că această stabilitate. Nu are loc, nu vine. Uh, cumva așteptați uh, mai mult de la această persoană, iar persoana nu face uh, pașii necesari spre voi. Pe lângă asta, cred că persoana respectivă este posibil chiar să se afișeze mai mult cu cealaltă persoană, cu persoana care are o relație stabilă, iar acest. Uh, Lucru pe voi vă deranjează și vă rănește foarte, foarte mult. Um, un, pic de, un pic de atenție aici, pentru că această persoană, într-adevăr, este posibil să facă toate lucrurile acestea și pentru a vă face geloase, dar uh, în același timp. O face și pentru că își dorește să se apropie de, din nou de persoana cu care are stabilitate, da? Nu prea văd. Aici cred că în mare parte voi sunteți persoana oficială, în foarte mare parte. Da? Iar dacă întrebați dacă această persoană după toate trădările, toate minciunile, se reîntoarce la voi, da, să știți că se reîntoarce și n-ar fi nimic exclus ca să vedeți pe rețelele de socializare tot felul de, de lucruri, tot felul de poze, tot felul de cântece, dar atât cu voi cât și cu cealaltă persoană. Cumva această persoană încearcă să se împartă în, foarte, în ambele direcții, să vadă Totuși, unde rămâne, dar își dorește stabilitatea din familie cu care, persoana care are o relație oficială. Este o persoană destul de nehotărâtă și din acest motiv face toate aceste lucruri pentru că nu știe încotro să se împartă. Vă veți observa chiar o stagnare la nivel fizic, și că nimic nu se schimbă. Totul rămâne la fel. Această persoană încă nu este dispus, dispusă să ia niciun fel de hotărâre. Nici că rămâne în totalitate în familie, dar nici că se îndreaptă spre amantă. E clar că în această situație voi nu vă simțiți în siguranță și aveți tendința de a vă retrage, de a fugi de lume de această persoană, pentru că e clar, nici nu vă place să dați foarte multe explicații tuturor. Și una la mână și doi la mână, cred și al doilea punct de vedere este faptul că cred că și vreți să lăsați persoana să ia o decizie fără a fi influențată de către voi Și asta pot să spun că este uh, un lucru destul de, de bun Să lăsați persoana să ia hotărârea Pentru că mai apoi s-ar putea să vă uh, scoată ochii cu uh, o astfel de situație uh, Într-adevăr persoana este destul de imatură Este o persoană destul de visătoare Care nu vede obstacolele care nu vede cât pierde sau ce pierde dacă renunță în totalitate la voi. Această persoană, așa cum am spus, aici, în foarte multe cazuri, este situație de trio, persoana nu știe încotro să se îndrepte, dar, bineînțeles, că există și o mică parte unde nu este vorba de situație de trio, este vorba poate de familie, de mamă, soră care încearcă să îl îndepărteze sau să o îndepărteze de voi și bineînțeles că această persoană nu știe ce să aleagă. Dar din punctul meu de vedere vă va alege pe voi persoana cu care are stabilitate, cu care și-a făcut anumite vise, cu care și-a făcut anumite planuri, da? nu doar o relație de azi pe mâine. Doar că trebuie să mai aveți răbdare până când această persoană va lua hotărârea uh, necesară și uh, foarte clară. Până atunci e clar că este uh, această perioadă un pic mai, uh, mai nefavorabilă, ca să zicem așa. Bun, cam astea au fost informațiile pentru cei de la... Aici n-ar fi nimic exclus, că poate una, unul din părinți să-i fi spus, păi lasă că lasă-l pe el sau pe ea și mai bine că căsătorește-te cu o altă persoană, că e mai bogată, că e mai frumoasă sau mai știu eu ce, da? Și atunci, bineînțeles că din cauza asta persoana este destul de nehotărâtă ce să facă, cum să facă, să asculte de părinți sau să-și asculte inima, da? Poate să existe și o astfel de situație. Dar să trecem și la varianta cu numărul 2, să vedem și pentru voi ce vor să ne spună cărțile. Hai să vedem ce vor să ne spună cărțile pentru voi. văd că și la voi este o situație destul de... Și da, într-adevăr, este o situație, aici în primul rând vorbim despre zodiile cornute, la fel ca și în prima variantă. Poate că sunteți persoane care ascultați ambele variante sau ați fost destul de nehotărâți ne hotărâte ce variantă să alegeți și uh, poate acesta este motivul pentru care mi-au ieșit cam aceleași zodi, adică uh, cornute, berbec, taur, capricorn, dar uh, avem și, bineînțeles, aici mai avem și zodia fecioară, mai avem și uh, zodia rac, scorpion sau pești, da? Bun. Uh, aici ce vreau să vă spun în primul rând este faptul că această persoană Vrea să arate că totul este bine, totul este perfect, totul este în regulă. În momentul în care întrebați această persoană, A, îți este greu sau cum este sau de ce ești supărat sau supărată, de ce? Ah, nu, totul este în regulă, totul este bine, ceva de acest gen. Însă, realitatea este cu totul alta. De ce? Pentru că. Ceea ce se întâmplă acum în viața acestei persoane, la care voi v-ați gândit când ați ales această variantă, lucrurile nu merg într-o direcție pozitivă. Aici chiar o să vă dați seama de acest lucru pentru că foarte curând totul se schimbă. Dar se schimbă destul de imprevizibil. Adică, aceste schimbări vor avea loc de la o zi la alta. Nu vorbim aici despre schimbări în timp sau ceva de genul. Adică, dacă astăzi persoana îți spune, vai, sunt bine, uite, sunt fericit, fericită și așa mai departe, mâine, în momentul când vorbiți cu persoana. A doua zi, când vorbiți cu persoana, da, vedeți că, de fapt, persoana este tristă, plânge și așa mai departe, da? Deci, vrea să arate um, o situație care nu este, de fapt. Um, poate că, într-adevăr, vrea să arate situa această situație ca să nu vă faceți voi griji, sau poate că voi ați avertizat această persoană într-o anumită privință, într-o anumită problemă, uh, dar persoana nu v-a luat în calcul, nu a ascultat. Iar acum nu vrea să vină cu capul plecat în fața voastră și să spună că... Ați avut dreptate. Dar asta nu înseamnă că dacă persoana se abține să nu vă dea dreptate sau că nu spune exact situația care îi, înseamnă că se schimbă lucrurile. Nu, lucrurile sunt la fel, doar că e clar, are un comportament mai ciudat față de voi și voi nu înțelegeți de ce are acest comportament, de ce se poartă așa, ce ascunde și așa mai departe. Aici vorbim. Într-adevăr, despre o persoană care este și este, încearcă sau cel puțin încearcă să fie un bun strateg, să fie înțelept în anumite situații, dar este și o persoană destul de posesivă, geloasă și uneori pot spune că această gelozie o dusă, o este dusă la extrem și chiar are un control aparte asupra partenerului sau partenerei. N-ar fi nimic exclus aici care să vă treziți cu această persoană că vă sună seara pe cameră, de exemplu. Și vă spune, ok, arată-mi cu cine ești în acest moment în casă, sau arată-mi cu cine ești în acest moment în pat, sau nu știu, tot felul de astfel de, de lucruri. Și nu doar acasă, ci poate fi vorba inclusiv când sunteți în afara casei indiferent că sunteți la job sau sunteți pe stradă, la magazin și așa mai departe. Da, deci vă puteți aștepta inclusiv la astfel de situații din partea acestui partener sau partenerei în următoarea perioadă, chiar dacă până acum nu v-a dat de înțeles că este atât de gelos-geloasă, uite că acum această persoană cumva își dă arama pe față. Această persoană, aici pot să mai spun că este o persoană destul de egoistă și vrea ca tot ceea ce se face să fie pentru el sau pentru ea și din ori nu oferă deloc din ceea ce are, ori oferă destul de puțin. În același timp, această persoană este genul de persoană care Simte nevoia de evadare, are sentimente de detașare, are cumva dorința de a o lua de fiecare dată de la capăt. De asta să nu vă fie de mirare dacă vedeți că, zice, mă duc la pescuit, mă duc la, nu știu, plec în altă parte la muncă sau ceva este genul de persoană care se plictisește. Indiferent că vorbim despre același job sau același partener sau și atunci are simte nevoia de evadare, de detașare pentru măcar pentru câteva zile sau chiar poate pentru o zi după care, bineînțeles, că revine din nou în familie, în relație și așa mai departe. Deci, din acest motiv are acest comportament un pic mai diferit în această perioadă. Pe lângă asta, da, așa cum am spus. Dacă este vorba despre o situație pe care voi o întrebați în permanență dacă este bine în situația respectivă sau nu este și vă spune da este bine, o să vă dați seama că de fapt situația nu este chiar așa, că nu este bine. De ce? Pentru că dacă, de exemplu, sunteți la distanță în acest moment. Poate este plecat cu jobul sau ceva de acest gen, o să vă treziți pur și simplu cu această persoană la ușă sau vă sună și zice, a, mă întorc acasă pentru că m-am plictisit, pentru că, nu știu, vreau să stau acasă mai mult sau ceva de acest gen, dar, de fapt, este situația că nu îi este bine în locul în care se află. Aici n-ar fi nimic exclus ca această persoană poate a ales să renunțe la familie pentru o altă persoană. Și acum, să chiar dacă a afișat că îi este bine, că totul este perfect și așa mai departe, de fapt, situația nu este așa. Nu este bine absolut deloc și își dorește o reîntoarcere. Dar hai să vedem ce altceva mai ascunde